Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Jocul House, jocul în care fiecare zi este identică și totul se repetă la nesfârșit. Ei bine, de data asta vreau să facem un ending. Măcar să vedem dacă reușim să facem chestia asta. Data trecută ne-am familiarizat așa cu jocul, am văzut că v-a plăcut foarte mult primul episod, s-au strâns o grămadă de like-uri, o grămadă de comentarii care m-au ajutat enorm în a găsi diferite soluții, așa că nu uitați să apăsați butonul de like în continuare dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte episoade. Și mulți dintre voi mi-ați spus că jocul seamănă cu acel joc pe care l-am jucat noi, Kindergarten. Și sincer să fiu, seamănă destul de mult, pentru că în jocul ăla, dacă nu mă înșel, se repeta ziua de luni. Aici nu-ți spune exact ce zi se repetă, doar că se repetă în aceeași zi totul la fel. Așa că hai să facem în felul următor. Luăm această bilă de bowling, o aruncăm pe jos, trezim acea pisică. Luăm de aici din frigider laptele. O să avem nevoie și de bila asta, așa că hai să o luăm cu noi. O să avem nevoie de lapte, turnăm laptele pe jos. Pe măsură ce avansezi în joc, devine din ce în ce mai greu, se întâmplă chestii mai ciudate. Așa că aici o să trebuiască să luăm ăsta, care e vaza aia în care o să punem apa care picură din bucătărie, pentru că altfel nu putem să o salvăm pe mama. Și să fugim rapid de acest șobolan. Șobolanul va avea nevoie de sandwich ca să fie prietenos și unii dintre voi mi-ați spus că ar trebui să mă duc la șobolan în momentul în care tata vine acasă, pentru că tata vine drept zombie acasă și poate șobolanul ne-ar putea salva de el. Dar momentan nu știu exact, hai să așteptăm să ne revină stamina ca să putem să distrugem și noi asta. Și o să încerc o soluție pe care mi-ați dat-o foarte mulți dintre voi, și anume să mă folosesc de, cum îi spune, de praștie pentru a o salva pe soră. Sora se duce la pian și începe să cânte acolo. Faza e în felul următor. Ea, în momentul în care se apucă de cântat aici, pică acel candelabru peste ea și trebuie să o salvăm. Așa că hai să încercăm cu praștia. Și ați avut dreptate, aparent. Ia să vedem. Nu mai pot să interacționez cu nimic aici. Hai să luăm de aici. Avem un shotgun shell de ăsta. Ea se apucă de plâns. Asta nu se poate întâmpla. Nu. Ei plăcea foarte mult să cânte la pian. Problema este că acel candelabru cădea peste ea. Dar făcând chestia asta, se pare că am reușit să o salvăm. Ia, hai să încercăm să luăm... Bă, dar unde-i bila mea de bowling? Am lăsat-o undeva? Pe bune, de știu unde am lăsat-o. Ok, hai să mergem așa frumos. Șurel, ușurel. Fetelor, am făcut sandvișuri. Veniți și mâncați. A, și ea se duce acum unde se duce? Se duce la baie? Păi, chiar se duce la baie, hai să o lăsăm în pace. Hai să vedem pe aici dacă ai ceva. O să distrug ceva prin cameră? Așa, să mi se regenereze puțin ăsta. Pot să-i stric patul. Pot să-i stric scaunul. Nu știu de ce aș face chestia asta. Foarte mulți dintre... Oulu. Păi, se mișcă covorul. Bă, se mișcă covorul și vine după mine. Asta nu-i bine. S-a stins lumina din casă. Care-i faza cu păpușa asta? Will you hold me? Și îmi zice să iau păpușa aceasta. De ce să o iau? Care-i motivul? Bă, de ce e... De ce... Ce? Ce? Eulu! Ok. M-am prins. Care-i faza? Și știam că iese ceva din WC-ul ăla, dar nu mă așteptam că o să iasă când mă duc să trag apa și știți că sora s-a dus la WC-ul și nu mai era. Deci, bun, știm ce avem de făcut acum. Va trebui să mergem să distrugem WC-ul. Este una dintre chestii. Și trebuie să le faci pe toate în ordine, pentru că dacă nu le faci pe toate în ordine, nu o să-ți iasă. Nu o să-ți iasă ending-ul pe care ți-l dorești. Bun, luăm laptele de aici. Nu, am dat laptele pe jos! Ok, asta înseamnă că nu pot să iau cheia. Iar pisica nu va pleca de aici decât dacă eu iau cheia. Hai să dăm un restart rapid. Deci dacă arunci laptele aiurea, nu mai poți să iei cheia după aia. Și nu ne convine chestia asta, așa că am să mă grăbesc cât de mult pot eu pentru a lua rapid laptele și nu, să nu mai arunc pe jos. Butoanele sunt destul de ciudate, adică mergi de pe săgeți. Și în ce jocuri mai mergi tu de pe săgeți? Nu prea. Nu prea. Și arunci itemele cu A și le iei cu A.
A, nu, pe, cu S, pardon. Și e ciudat. Ia. Așa. Trezește-te, du-te și bea lapte. Luăm cheia. Trebuie să te grăbești cu faza asta inițială, pentru că sora se va trezi și se va duce rapid, rapid de tot să cânte la pian. Și tu, dacă nu o salvezi, îi pică chestia aia peste ea, știi? Aici trebuie să fii super mega rapid, pentru că te poate mânca șobolanul. Ok, ne grăbim. Și trebuie să le ții minte într-o ordine. Ia. Așa că trebuie să o așteptăm pe mama, că ea bate cu ei aici. Și noi le distrugem. Apare, nu zice nimic, nu deranjează chestia asta. Bă, nu. Am uitat ceva. Trebuie neapărat să pui ăsta în bucătărie, pentru că dacă nu, mama va aluneca pe chestia asta de aici și se va transforma într-un zombie și te va mânca și nu ai cum să o oprești. Deci trebuie să o ajutăm. Problema nu e că ar avea ea virusul de zombie, problema e această casă care îi transformă pe toți în ciudățenii. Ok, avem praștia repede de tot, să nu cumva să se ducă sora. Sora e chiar aici. Ok, grăbește-te. Ok, trage. Nu! Yes! Perfect, stai să iau un shotgun și el de aici. Rapid, rapid de tot. Și ar trebui să iau și pușca care e în dulap, pentru că o să ne folosească la un moment dat. Acum, sora se va duce la baie. Noi trebuie să distrugem WC-ul. Știu că e cam ciudat, pentru că na, nu mai arăm să ducă la WC-ul după asta, dar e pentru binele ei momentan. Bun. Hai să vedem. Ușurel. Distruge WC-ul. Acum, cu WC-ul distrus, tehnic vorbind, n-ar trebui să mai poată să se ducă. Și să merg să distrug și ăsta. Ok. Ușurel. Să vedem ce are de făcut. Între timp, eu am să mă duc în bucătărie, să iau un sandwich, să îl dau șobolanului. Bă, stai că am uitat de camera asta care ia foc. Oh, nu mai am ce să-i fac. A luat foc camera. Trebuie să sting și camera, că na. Ok. Asta n-am ce face cu el oricum. Și mama a scăpat, adică dacă n-a picat pe jos atunci, nu mai pățește nimic acum. Însă iese o mână din frigider la un moment dat și o prinde pe ea la o anumită oră, dar nu știu când. Ok, stai să văd dacă iese mâna aia din frigider. Ok, n-a adormit încă. Câte ceasul? 7:35, pe la ora 11 iese mâna din frigider. Oh, nu. Să văd dacă pot să fraieresc covorul. Covorul ăsta e nasol rău de tot. Ok, ea este aici. Se simte singură. Am o idee. Este o secundă. Tata o să fie în curând acasă. Îmi dai asta? Bă, tata e zombie direct. Îi dau păpușa. Îți mulțumesc că mi-ai adus-o mie. Ok. Mi-a fost dor de tine, să nu mă mai lași. Ok. Nu! Bă, nu se poate așa ceva. Și le făcusem pe toate aproape perfect. Mamă, câte chestii ai de făcut pentru a putea face ending-ul. Deci nu vine să cred. Ok. Las televizorul deschis. Nu știu dacă mă ajută cu ceva, dar îl lăsăm deschis. Mai încercăm o dată. De data asta voi încerca să fiu super mega rapid. Fiți atenți la faza asta. Deci luăm așa, aruncăm mingea aici. Rapid, rapid de tot, luăm laptele și îl vărsăm de data asta unde trebuie. Ia lapte de aici, dăm mingea înapoi, dăm cheia. Bun, perfect. Până aici totul a mers cum trebuie. O să trebuiască să stingem și incendiu, pentru că se face acel incendiu în camera unde pică candelabru. Ok, tu vino după mine. Hai cu mega viteză. Perfect. Plus să avem un shotgun shell, dar nu ne va ajuta acum. Și acum o să trebuiască să punem ăsta în bucătărie. Rapid, rapid de tot. Mama încă n-a venit. Ce perfect, hai să vedem, să umple. Pică în el, pică în el, perfect. Bun, acum mergem și luăm rapid pușca și cu praștia. Suntem chiar mai bine decât eram data trecută cu timpul. Doar că trebuie să ai grijă, frate, pentru că uite-te și tu, mi s-a dus deja din stamină. Se duce repede, prea repede din stamină, mi se pare. N-am să deschid încă dulapul, pentru că dacă îl deschizi, de acolo o să iasă ceva. Așa că
Nu vreau să-l deschid încă. Luăm mingea. Avem praștia. Deschidem, luăm pușca. Mergem de urgență. De urgență mergem în camera aceasta. Dăm candelabru jos. Și mă duc de urgență și iau acea chestie din bucătărie. Problema acum e că dacă eu iau asta, să nu se umple pe jos de apă. Voi încerca să sting incendiu rapid. Yes, l-am stins. Hai, mamă, te rog frumos să nu piși pe jos. Te rog frumos să nu piși pe jos. Dacă pică pe jos, ți-ai zombie. Yes, am reușit. Bun, acum, rapid, de tot. Cu cea mai mare viteză, spre baie. Și sper că acest covor să nu facă figuri cu mine. Covorul mi se pare cel mai greu de trecut. Adică, efectiv, mi se pare exagerat de greu. Ok, am stricat ăsta. Pentru că dacă cumva vine, frate, e greu de evitat. Și tu trebuie să treci pe lângă el. Oh, ok. Avem sandvișurile. Bun. Ok, chestia aia supat. Will you hold me? Yes. Păpușa știm că trebuie să-i o dăm ei. Deci o să lăsăm aici pentru orice eventualitate. Trecem de covor. Doamne ajută. Puh. Și aici ar trebui să fie totul în regulă. Luăm sandvișul. Îl dăm rapid șobolanului. Hai, 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 hai. Ia șobolane. S-a auzit un sunet care nu mi-a plăcut. Covorul. Bun. Trebuie să nu ți se termine stamina. Asta e toată faza. Dacă nu ți se termină stamina, ești ok. Luăm păpușa. Will you hold me? Yes. Bun, îi dăm păpușa. Thanks for bringing her to me. Perfect. Iar acum trebuie să mergem să o salvăm pe mama. Nu! Trebuie să ai stamina full la covor. Și cum poți să ai stamina full, frate? Cel puțin, nu știu. Stau aici. Uite așa. Vine și omul umbrelor, că nu se putea să nu vină și el. Acum să vedea că mama e salvată. Nu! Am văzut-o cum a luat-o! Ok, încercăm altceva. Știi ce? E posibil totuși să facem un ending. E posibil să facem un ending. Pentru că am făcut totul bine. Eu, ce e asta de aici? Ce am găsit? O fetiță și una adorabilă. Se pare că te-am găsit. Numele meu este Marty și sunt un... de asta cum îi spune, un melc. Ok, would you like some help? Pick it up. Ok. Oh, nu, 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 nu. Ok, s-aud sunete super ciudate în momentul acesta. Am văzut mâna aia cum a luat-o din frigider pe mama, a dispărut covorul. Ia că face ceva, fetița. Eu am melcul pe cap căci că-mi dă viteză. Dar nu mă simt mai viteză. Îmi dă stamina mai mult. Ok, deci fetița se duce acum pe covor. Oh, s-a sunat ceasul. Începe un cântecel. Ba, acum de obicei vine tata. A venit tati. Oh-oh. 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 Cântecelul l-a oprit. The song. Oh. V-am zis, jocul ăsta are mai multe endinguri. Ok. Deci... pentru că sora a devenit fericită pentru prima dată, cântecelul ei a eliminat tot ce era negru în casa asta. Și bineînțeles că acest blestem cică se ridică, dar la ce cost? A game by... oh! Ok, asta a fost unul dintre endinguri. V-am zis, sunt mai multe endinguri și nu știu exact cum trebuie să le faci pe toate. Hai să vedem ce se întâmplă acum. It never ends, mi-a dat un achievement. Oh, e păpușa! Și credeai că ai terminat jocul, nu-i așa? Da, așa credeam. Păi, mi-e teamă că te înșeli amarnic. Nu este nicio metodă de a opri blestemul. Nu contează cât de tare încerci să-l oprești. Nu se va opri niciodată. Nu se va opri niciodată. Mă întreb... deci noi am salvat-o acum, deci am făcut ending-ul în care o salvăm pe
soră. Dar cumva trebuie să facem să o salvăm pe mamă. Pentru că ați văzut că ea vine mâna aia din frigider și o ia pe mamă. Mă gândesc la o chestie. Mă gândesc, există o posibilitate de a o salva, cred. Dacă nu-i mai dai păpușa sori, cred. Nu știu sigur. E posibil. Dar de asemenea, cred că trebuie să iau trap-ul ăla. Și nu știu cum pot să iau trap-ul fără să mor. Aoleu, am alunecat pe... Am alunecat de două, de trei ori. Lumești cu mine. Deci nu știu cum să iau trap-ul ăsta fără să mor eu. Deci pică pe jos. L-am luat? L-am luat. Și uite, acum am dat mail cu by default, că am făcut un ending. Ok. Dar nu pot să-l iau acum. Ba da, pick it up. Ok, perfect. Problema e că trebuie să ne grăbim. Dar cred că putem să o lăsăm pe soră să... Adică să nu o salvăm. Să o salvăm pe mamă. Poate trebuie să salvezi pe toată lumea ca să primești endingul ăla super mega secret, special, whatever. Da, nu știu sigur, dar hai să încercăm să spargem aici. Mergem rapid, rapid de tot, știm ce avem de făcut și acum avem și... Bă, mai ați văzut ce era acolo ceva? A apăruse ceva care a făcut... Dați înapoi pe videoclip să vedeți. A apăruse ceva care a făcut... Fără niciun mișto, nu glumesc. Bă, mama e în bucătărie. Sper că am salvat-o. Aoleu, l-am luat înapoi. Hai, picură acolo, te rog eu. Hai, picură, picură. Oh, vine sora. Ne grăbim cât putem. Perfect. Acum trebuie să mergem să spargem WC-ul ăla. Și scaunul de asemenea, de la aia din... Bă, uitați-vă puțin la ceas acum. De ce are un roșu acolo, vedeți? Are ceva roșu acolo. Și nu cred că era înainte. Ok, asta e diferit. Stai o secundă. I made sandwich. Bă, de ce s-aude sunetul ăla? S-auzea sunetul în baie doar, ați auzit? Ok. De data asta n-am să-i mai dau păpușa. Și am să iau sandwich-ul. Fața că pe tată nu ai cum să-l oprești decât cu sora, din ce am văzut eu momentan. Adică aia e cam singura opțiune. Te poți împrieteni cu șobolanul și mi-a spus voi că ar putea să te salveze, dar n-am încercat. Nu! Mamă, ăla... Nu! Credeam că a dispărut! Credeam că a dispărut, mă frate! Hai de capul. Deci jocul ăsta îți pune răbdarea la încercare, efectiv, pentru că ai atât de multe chestii de făcut încât nici nu știi pe care să le faci primele și pe care să le faci ultimele și whatever. Dar spuneți-mi voi în comentarii, aștept răspunsul vostru dacă vreți să facem și endingul în care o salvăm pe mamă, pentru că v-am zis, ea vine în bucătărie și ați văzut și voi, este luată de acea mână ciudată. Și acea mână ciudată o va prinde acolo și nu mai poți să-i faci nimic, știi? Există, cred că există și posibilitatea să o salvezi, de aia zic. Putem să încercăm data viitoare dacă vreți. Și de asemenea, vreau să încerc ceva de data asta. Vreau să văd dacă este posibil. Nu. Bă, frate, de ce e enervant că aluneci? Aluneci pe laptele ăla. Și dacă nu te grăbești, se duce înapoi pisica și nu mai faci nimic. Bun, vreau să încerc. Iarăși ăla. Ok. Norocul nostru este că nu vine atât de repede. Ok. Am nevoie de topor, altfel nu pot să fac ce-mi propun. Ok. Acum, el nu e prietenos la început și te poate mânca dacă nu te grăbești. Trebuie să știi cum să-ți folosești stamina de fiecare dată. Foarte important. Bun, o să avem nevoie de asta. Am văzut ceva în baie și cred că e folositor. Și nu știu la ce, dar cred că e. Ia să vedem. Ok. Aruncăm ăsta aici. Deci jocul ăsta chiar e... Cum e kindergarten? Pe bune de nu e. Înseamnă foarte, foarte mult la idee. Prima dată când l-am văzut am zis, mamă, e super, super mega unic, dar... Acum că mă gândesc mai bine, că mi-ați spus voi în comentarii, chiar are logică. Și în kindergarten se repeta ziua de luni, mereu. Ok.
Ăla de acolo. Ce e ăla de acolo? Ceva galben. Cum fac să-l iau? Asta mi-e întrebarea. Pare ca și cum ar fi o rățușcă ceva. Vedeți voi? Nici nu pot să-l iau cumva de aici. Oh! Ok, ok. Ia stai. Ce face rățușca asta? Că am luat-o. Ok. La ce mi-ar folosi rățușca? Bă, voi vedeți cum s-au schimbat tablourile? Uitați ce poză-i pe tablou ăsta. What? Ok, tocmai a picat candelabru peste pian. Tocmai a picat. Ia uitați-l. Ce faci cu rățușca? Pentru ce-ți trebuie? Pisica a venit aici. Bineînțeles, melcul. Poți să-l iei și să-ți dea stamina mai multă. Sincer să fiu, melcul este cel mai folositor, mi se pare. Pentru că te ajută cu viteză. Mama o să devină zombie. Ok. Da, deci ăsta este jocul. Dacă vă place, dacă mai vreți episoade și dacă vreți să facem și celelalte endinguri, scrieți-mi în comentarii și eu voi încerca să le fac. Dacă mergem aici, o să vedeți că avem câteva chestii pe care le-am făcut. The Song, mai avem încă 1, 2, 3, 4 chestii de descoperit, plus că astea nu s-au terminat încă. The Toilet, încă n-am făcut ending-ul cu The Toilet. Deci avem, încă mai avem o grămadă de chestii de descoperit în acest joc. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!